ultimul care zice da va câștiga $1000, iar regulile sunt simple. O să ne întrebăm între noi diferite chestiuțe la care nu avem voie să zicem da absolut deloc. Pe bune? Okay? Atunci refuz să-ți iei tortul ăsta în față? Mamă, să vezi ce-ți fac eu ție, Parpiliano! Așa începi? Fii atent ce zic eu ție să faci. Vreau să te duci în momentul ăsta într-un lift de la vechi și să mergi cu el. Refuz să faci asta? Frate, că mi-e frică de lift. E fobia ta cea mai mare. Refuz să faci asta? Nu refuz, hai să mergem. Haide! Bun, suntem la parter și uitați-vă cum arată liftul ăsta, fraților. E incredibil. Noi o să urcăm la etajul 10, iar pe tine, Parpi, te așteptăm cu liftul la etajul 10, da? Hai să te vedem. Pleci când ajungem noi sus, da? Da! Mamă, deci m-am luat niște emoții de nu mai pot. Și-a pus pe 10. Am ajuns la etajul 10, tata, am urcat, dar nu mai putem, o așteptăm pe Parpi. Mamă, frate, cum scârție, nu vine să cred. Uci, îmi bate inima, plus 200, jur. Poate să blochează liftul, mâncați și mamă, bă. Doamne, să nu se blocheze, te rog. Cred că ăsta e lift din 1980, mâncați și curat. Mamă, deci uitați-vă ce... Cred că vine. Mamă, nu mai urc niciodată cu lifturi vechi. Cum a fost? Am pulsul 200, nu mai pot. Uite ce-mi bate inima. Băi, chiar îi bate inima rău de tot. Bun, Iulica, a venit și rândul tău. Nu e așa că refuz să mergi pe trecerea de pieton și să dansezi îmbrăcat în clown? A, mă, facem și de asta să ne facem de râs pe bune. Hai, mă, frate, refuz sau nu? Zii, mă, dacă refuz. Nu refuz. Hai să mergem atunci. Și eu uite-l pe stomă, hai să mergem. Ia să-l vedeți pe Iulica, băi. Ia uitați-vă cum arată. Bă, manele trebuie să danseze Iulica. Bagă pe manea. Bă, băiatule, bă! Tu te cerești un leu! Tu te cerești un leu! Mor, nu se poate! Hai, vină în cal, lasă! Bă, de cine-ți lua așa, mă? Adică, cum să dansezi bungalow cu trecerea pietoni? A, da? Ce da? Refuz să-ți iei un punct de la boxer profesionist în burtă? Cum să refuz? Nu, uite, normal! Mamă, ce, de ce se tata Mițanu? Ce, bă, tu vrei să renunți așa din prima? Hai să mergem, tata Mițanu trebuie să-și iau un punct de la un boxer profesionist fix în burtă! Scuze, tata Mițanu! Hai să vedem, ne aflăm la Benny Fight Academy, iar tocmai Benny o să-i dea un punct fix în burtă lui tata, cât de tare poate el, da? Și by the way, îți voi da 100 de lei, tata Mițanu, dacă nu scoți niciun sunet la pumnul lui Benny, da? La ce le găsiți pe pumnul? Hai să vedem, tata! 3, 2, oh! Ia dat țeapă! Oh! Ia dat țeapă! Băi, Benny, mâncați și bă, de ce ai dat mă așa tare? N-ai stat în cur, tata? Mamă! De ce râs, mă? Refuz să faci următoarea provocare, trebuie să mergi cu mașina în cele mai mari gropi. Hai să te văd, o refuzi? Cu mașina mea? Da, cu mașina ta aia scumpă și dragă, pe care o iubești foarte mult. Da? Refuzi? Hai, nu refuz, hai, du-mă acolo. Băi, băiatule, zici că merg pe faluri cum sunt gropile astea, ești nebun? Nici nu merită, mă, că schimb toată mașina după ce le-ai ce schimbăști tu, două bucși, două bielete, uite un cap de bară. Da, uite cum fac, ești nebun. Uită-te cum fac. Bagă-te și pe acolo prin gropile alea, ce faci acum, mergi bine? Bagă-te în grup, ce mai stai? Ia să vezi cum faci acum, hai. Așa, acolo. Mamă, băi, hai. Frate meu. Hai, băi, ia un pic și tu mai tare, ce le iei cu 10 la oră. Așa, așa. Mamă, băiatule, ce gauri sunt în față, nu-mi vine să cred? Un pic mai tare, așa. Gata, mă, cum e milă rău de mașina. Ți-e milă, ți-e milă, da. Ei, ia fii atentă, dacă ți-e milă, zi-mi tu dacă refuză, trebuie să dai două ture prin niște stropitori publice. Bă, frate, nu, că abia mi-am făcut tratamentul tot pentru... de retezirea părului. Pentru $1000? Am voie să aud părul. Nu mă interesează, mă, refuzi, atunci zi, da, zi, răspunzi. Da, refuză, Parpi, refuză, zi, da. Hai, vreau să fac, nu, vreau să fac, hai. Îți spui ceva pe păr, nu știu, nu mă interesează. Parpi, în spate sunt zdrobitorile, îți urez multă baftă, du-te. Sper să nu-mi iut părul. Haide, mă, cu părul tău, cu tot, du-te. Vai, să nu-mi iut părul, te rog! Mamă, ia să vedem, tata, ia uitați-o! M-am făcut flash, că nu mai pot! Poate aluneci! Mamă, iudă părul, bă, frate, și-a băgat 1500 de lei în el! Nu mai vede, băi, săraca, băi! Bine, Parpi, Liana! Cum a fost, Parpi? Cum a fost? Acum urmezi tu, îți dau provocare, fii atent! Refuz, te duci la o spălătorie de aia cu perii într-o mașină care n-are păr bagaj, doar perii! Când mă lovesc perile alea, n-am pus să mă bag acolo! Să intre perile alea în tine, Iulica! Frate, n-am pus! Haide, mă! Îți facem masaj, frate, ce provocare e asta? Hai, mă, bă, nu vreau să zici cuvântul cu D! Refuz sau nu? Da, refuz, nu! Bă, a zis cuvântul! A zis cuvântul, tata, tata, tata! Oficial este eliminat, tata, din concurs! Așa. Ce vrei să facem, mă? Ia uite-te, bă, băiatule, ce pretenții are. Așa, că dacă nu face Iuli, cine o face? Voi doi ați mai rămas. Eu și cu tata trebuie să facem provocarea? Da. Deci o facem amândoi? Hai să o facem amândoi. Hai, doamne. Hai. Fraților, suntem la spălătorie, ne-a spart. Uitați-vă unde urmează să intrăm, băi, tată. O să fie o nebunie completă, să sperăm că nu murim aici, doamne ajută. Băi, mi-e frică rău de tot, mă. Da, și cu spumant acum, fii atent acum ce le face. Mamă, fraților, nu e bună. Începe nebunia, băieți. Mamă! Mamă, ce rece e apa! A, e spumă! Uitați-vă puțin!
Mamă, am luat pachetul cel mai scump și a venit spuma. Mamă, băieți, cât a luat, a venit peste noi. Uai de mine, cum îi udă, fraților, nu vine să cred. Mamă, vin astea. Parpiți, aveți ce-ți fac parpiți. E, uite, perile. Mamă, au venit perile. Mamă, e dreapta noastră. Mi-a dat pe spate. De unde ți-i vină, mă, astea, ce bancă? Vai de capul meu. Am îndurat cu tata tot procesul de spălare, inclusiv când acel uscător imens a venit și ne-a suflat extrem de rău, încât aproape zburau hainele de pe noi, lucru care ne-a enervat maxim. Băi, Parpiliano, ce ne-ai făcut, mă, frate? Uitați-vă cum suntem ciuciulete. Era să vină perii alea pe noi, bă. Bă, dar și ceva, aș mai repeta experiența asta odată. A fost tare. Hai să continuăm cu clipul totuși. Unde fugi așa? Stai așa că tu urmezi la provocare. Cum adică am făcut cu tine acum? Nu, aia mea, tu mie Parpi, acum trebuie să-ți dau eu ție și te provoc să te duci la restaurant îmbrăcat în prințesă. Să te întâlnești cu Parpi la o pizza, să mâncați pizza, să beți puțin Pepsi, du-te, rece. Mă, du-te, mă, da? Lămâi. Tu mai am făcut cu el. Și mă lămâi, mă, v-ați uitat ce mi-a spus. Hai, mă, frate. Zii, bă, cuvântul ăla cu D. Nu refuz, nu refuz. Lasă, că nu zic. Nu. Mă, zi. Nu, hai să o facem. Hai să o facem. Hai, prințeso, că ai întârziat. Ce faci? Bună, ce faci? De unde ai luat outfit-ul ăsta? Outfit-ul ăsta de unde l-am luat? Hai să vezi ce-ți fac eu ție. Ești frumoasă rău așa. Da, prietenul meu? Eu mai suport, nu mai vreau. Ia să vedem cum zice ospătarul ăla, cred că mor de râs. Uite că n-a venit și mâncarea. Bună ziua. Mâncare. Cum v-a format așa la terasă, mă? Cum s-a apărat la terasă așa? E frumoasă, nu-i așa? Da, e superbă. Mă simțeam cel mai rușinat om de pe planetă, având în vedere că m-a văzut toată lumea de acolo așa și pe lângă tata și Iuli mai ziceau și asta. Dă urmă, mănâncă prințesa asta, mă, prea mult cască gură, mă, mâncățești gura ta. A mai stat acolo un pic, toată lumea care trecea și făcea cruce când mă vedea, iar pe lângă și ospătarul mai zicea asta. Mai servesc cu ceva, prințesa mea? Nu mai. Nu mai, eu vreau să plec de aici cât mai repede. E prințesa mea, să știi. De să nu mă furi. Ok, ți-am îndeplinit provocarea, ți-am îndeplinit tot, dar fii atent ce vreau tu să faci acum. Vreau să te duci acasă să infoliezi lui mama Mițanu tot living-ul ăla în folie de aluminiu, tată. Refuzi? O să se supere pe mine. Băi, nu mă interesează, refuzi, ești, da? Nu, zi, o să da. Mă duc să fac provocarea. Dar o să se supere pe mine, rău, dau vina pe tine. Hai, mă, nu dau vina pe mine. Nu o să mai fie onoră bună pentru ea, doar din cauza ta. Haide, hai, refuzi atunci. Nu, mă duc să fac provocarea, dar mama Mițanu Miță m-a pus. Am luat folia și o să înfoliez tot ce vedeți pe aici. Sper să nu se supere mama Mițanu pe mine. Iar până ce termină Parpi de înfolia toată casa, vreau să vă zic că voi încerca să răspund pe Instagram tuturor celor care descarcă World of Warships, noul meu joc preferat, disponibil pe PC și pe toate consolele, absolut gratis, de pe link din descriere. E un joc super tare de tip tactical shooter pe care îl înveți ușor inițial, dar e super greu să ajungi expert. Există peste 600 de nave disponibile. Poți juca cu prietenii tăi cei mai buni și pe lângă, dacă ți-l instalezi de pe link-ul din descriere, poți beneficia de următoarele chestii. Primești 7 zile de cont premium, o navă de tier 4, 2 milioane de credite, 500 de dabăluns și 6 puncte skill commander. Așa că acum e momentul să te apuci de cel mai tare tactical shooter World of Warships. Totodată dăm screen cu jocul instalat pe Instagram, iar eu o să încerc să răspund tuturor. Hai să revenim la clip. Cam așa arată tot ce am făcut. Mama Mițanu trebuie să vină în 10 minute. Mi-e cam frică și hai să vedem reacția. Băi, frate, ia te apuca Mițu cu vlogurile astea. Dă-o încolo de treabă. Ce ai făcut aici în casa asta, Mițu? Parpi a făcut. Nu cred că a făcut fata. Pă bune zic, Mițu, Parpi. Mițu, nu ești cu ideile. Tu. Da, el te-a apuci. Parpi a făcut, dar Parpi am dovezi. Am dovezi. Verific eu să vedeți dacă ai zgâriat asta pe aici. Aolo, și pe canapea și pe televizor, poate ai zgâriat televizorul. Eu i-am dat provocarea ei și tot eu pic acum. Păi da, tu ai făcut-o, ea a făcut-o. Păi nu te mai legat de fată, că știu că tu ai fost cu ideea. Hai, te treci la curățenie. M-am băgat să strâng tot ce a făcut Parpi pe acolo, pentru că într-adevăr a fost ideea mea, dar când strângeam, tata râdea de mine, iar Parpi a profitat imediat de ocazia potrivită să-l surprindă pe tata. Tata Mițanu se distrează aici, dar haideți să vedem cum se va distra când va trebui să traverseze un lac plin de somn de 100 kg care ci gata pe și oameni. Tu glumești, mă, mâncați-și gura ta, lasă-mă în pace, mă, frate. Nu glumești și va trebui să vă lipiți și niște pești de dumneavoastră ca să vă simtă somnul ăla mai bine mirosul. Doamne Dumnezeu, dar de unde-ți vin astea în cap, mâncați-și gura ta? Refuzați? Cum să refuz? Păi pentru 1000 de euro mă duc și mă bat și cu rechinul. Hai să mergem. Tata Mițanu este echipat cu peșteșori și cu tot ce trebuie ca să-l miroasă somnii ăștia mari din lacul ăsta, iar tu, tata Mițanu, va trebui să ajungi tot mai pe malul celălalt de pe insula aia de acolo, tata, așa că ți-o rez multă baftă.
mă! Bă, băiatule! Mamă, ce rece e, mâncați aici gura ta! Tocmai în partea aia acolo trebuie să ajungă! Hai, multă baftă, Florin! Am plecat, băi! Wow, alo, ce rece e apa, băi, frate, băi! Hai, mă, că n-are cum! Sper să nu vină niciun pește la mine, mâncați aici gura ta! Băi, mi-e frică un pic părul tatamițanu, dar sper să fie în regulă! Vai de capul meu, cât de rece e apa! Bun, îl lăsăm să se descurce, sper că o să fie tot în regulă, noi mergem pe malul celălalt! Băi, destul de înfricoșător, mâncava-și gura voastră, dar mă bucur că știu să not, așa că vă aștept la Trai Academy să învățați și voi să notați bine și să vă înfruntați frica de apă. Tata Mițanu a tras tare de el, părea foarte neînfricat, dar totuși din spusele lui a simțit ceva pe lângă el. Bă, ce e, mă? Bă, cred că a ciugulit un pește, nu-i dă glumă, bă. Bă, bă, să ajung mai repede în partea cealaltă, frate. Mamă, 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 câte plante de alea sunt pe aici. Tata a avansat totuși destul de mult. Noi încercam să ajungem cât mai repede la malul celălalt, dar era o aglomerație extremă, iar pentru că tata nu ne vedea acolo, s-a gândit să ne facă asta. Mamă, le fac un prank acum. Mă duc și mă ascund după stuful acolo și după aia vreau să le văd reacția. Să-i prankuiesc. Mamă, deja se uită lumea la mine. Ne grăbeam maxim să ajungem la el ca să nu lăsăm în frig. Ajunsesem în parc și deja ne panicam că nu-l vedeam de la depărtare. Uite, ce deci nu-l vedem nicăieri. Bă, frate, nu înțeleg ce se întâmplă, mă, mâncați și gura ta. Nu fi dus curenții, mă, mai în partea aia? Să nu se controleze tata, mă? Bă, ia uitați-vă, bă, băiatule. Doamne. Ce vă lăsa mult timp să ajungeți, mă, aici? Cum mă, să ne faci prank cu toți somnii ăștia și cu toți curenții ăștia aici? Nu mă aștepta că ne face asemenea prank. Hai să scoate pe tata Mițanu să-mi dea mie de data asta provocare. Sper să nu fie nervos. Mițu, tat, refuz să te atârni de chiloz legat de o bârnă la 3 metri? Băi, băi, ce băi? Asta trebuie să faci tu acum. Nu refuz, mă, nu refuz. Hai, haide, tata, să vezi ce te trag eu în sus. Haide, mâncați ești pentru 1000 de dolari, ce nu fac eu, mă, să păstrez bănuții, mă. Băi, fraților, băi, nu, băi, mi-e frică rău de tot. Renunță, uitați-vă cum am, nu renunț. Renunți? Nu renunț. Bine treaba ta. Băi, poate nu mai ne poți. Hai, haide, mă, renunță! Ții, bă, cuvântul, mă! M-am saturat de challenge-ul ăsta, stați așa, acum! Fiți atenți aici, stați așa! La ce mi-ai făcut mie? M-ați omorât challenge-ul ăsta, m-ați decimat, așa că vă ofer 2000 de ron oricăruia dintre voi doi cash pe loc dacă renunțați în următoarele 10 secunde! Vreau ca unul dintre voi să renunțe, mai aveți 5 secunde! 5! Da, bă, bani, că m-am saturat de chinuia, lăsa pe vlog-ul ăsta! Nu pot să cred, 2000 de ron! E sigur, zic cuvântul cu dâns! Da, sunt sigur! Da, sunt sigur, am luat și am plecat! A zis da! Iar acum eu trebuie să-i dau o provocare lui Barbie, pentru că așa a rămas, dar eu tocmai am făcut provocarea. Iar eu te provoc pe tine să stai vreo 10 cm de păr de aici din spate. Nu, nu, nu. Ce nu? Frate, nu. Abia mi-am făcut tratamentul la 2500 de lei și tu-mi tai părul. Refuz? Da, refuz. N-are cum. A zis da! A zis da! Tu-mi tai părul. Bă, asta înseamnă că eu am câștigat, tată! Bă, dacă știam că ești așa repede, mai bine mă așteptam, mă, mâncați ești gură. Fraților, oficial nu mă așteptam la chestia asta, mă jur, nu mă așteptam pentru 1000 de dolari. Frate, cum sunt ai așa provocare? Nici nu mai îmi pasă, fraților, am câștigat challenge-ul ăsta, nu uitați să dați click buton de like și pe butonul subscribe, v-am pupat, pa, pa! Nu uita să dai subscribe și să descarci jocul World of Warships de pe link-ul din descriere ca să-ți răspund pe Instagram și ca să beneficiezi totodată de toate beneficiile menționate anterior.